o campioană, să zic așa, care a venit astăzi la mine aici în această dimineață cu bună dispoziție și cu mult soare și energie bună este Mihaela Sandu. Bună dimineața, Mihaela. Bună dimineața, cum Alina. Cum te simți în această dimineață? Mă simt super bine, mă alături de voi. Simt așa o energie pozitivă din start când am intrat în studio. Eu mă bucur foarte mult că oamenii care vin aici se simt bine și pentru că este o atmosferă degajată și încercăm să aducem bună dispoziție de dimineață. Cum te-ai trezit în această dimineață? Ți-a fost ușor? Motivată, știi, atunci când ai un timp rezervat pentru ca să ajungi. De fapt, cum încep diminețele la tine, în afară de ziua de astăzi? În mod normal, oricare dimineață la mine începe cu cafeaua, după care lucrurile evoluează mult mai ușor. Acum, de o perioadă încoace, prefer să evit consumul cafelei, dar cu toate astea, mă trezesc cu bună dispoziție. Știu că duci un mod de viață sănătos, echilibrat. Cafeaua de dimineață o consum după ce mănânci, după ce ai micul dejun, sau începi imediat cu cafea care să te energizeze? Bine, corect ar fi să o consumăm cu micul dejun sau după micul dejun. Adevărul că nu întotdeauna respect aceste reguli, când și cum îmi reușește. Cum reușești să-ți menții această siluetă frumoasă, pentru că Mihaela este model și nu doar, este și studentă, de fapt, încă, la medicină. Da, sunt, de fapt, rezidentă acum la Universitatea de Medicină. În Iași, în România ești deja. Deocamdată sunt aici, însă în scurt timp planific să trec în Iași. Silueta, nu cred că am o rețetă anume, probabil și modul activ al meu de viață. Întotdeauna am avut multe activități, atât în cadrul universității, cât și în afara acesteia. Și am mai și practicat sport, am făcut și dansuri, am avut de toate cât un pic. Despre latura aceasta, la fel, vom aborda acest subiect, pentru că sunt curioasă. Dacă tot ai venit la noi, la dimineața sportivă, vom vorbi și despre asta. Ești model, dansezi, sportul este prezent neapărat în viața ta. Ce mai faci pe lângă toate acestea? Bine, îmi plac provocările. Probabil orice activitate care m-ar fi, sau un proiect nou care m-ar fi intrigat, aș accepta-o. Bine, în limita posibilităților, în cazul în care nu-mi încurcă nici de cum activitatea de bază. Dansurile nu le mai practic, însă am avut suficiente și concursuri și proiecte cu implicări de dans. Am avut show-uri fiind ca și model, însă cu coreografia Anastasiei Homitsky prin balerine, adică cu elemente de balet. Îmi place că lumea, cel puțin care mă cunoaște în spatele Facebook-ului, neștiind că am făcut dansuri sportive, mă numește balerină. Da, deci, într-adevăr, după silueta pe care o ai, nu ai cum să nu-ți dai seama sau să nu intuiești, dacă nu te cunoaște cineva, că poți fi o balerină, într-adevăr, foarte frumoasă și întotdeauna înflorești ca o floare. Asta se întâmplă atunci când o femeie, o doamnă este fericită când face ce îi place în modeling, de cât timp ești, activezi și când a fost prima ta ieșire pe Dacă podium. Stau să-mi amintesc exact, cred că am început în 2010. Bine, pentru un model 6 ani nu este atât de mult, puteam să încep mult mai devreme, însă nu mi se părea un obiectiv sau... Eram foarte sceptică vis-a-vis de modeling. Adevărul e că am participat în cadrul concursului de Miss Universitate. Atunci când am câștigat, am fost motivată să mă încerc și în altceva. Au început propunerile, spre plăcuta mea mirare, am început colaborările tot mai multe și mai multe, cu toate că nu am ținut neapărat să, nu știu, să mă promovez intens sau... Doar așa se întâmpla că lucram cu oameni foarte frumoși și pozitivi, ne plăceam reciproc și respectiv colaborările au continuat. Cum este viața unui model? Activitățile tale, când mergi la careva fashion week-uri, evenimente, ce simți atunci când ești? Cum te simți în lumea aceasta model? Eu încerc să scot doar elementele pozitive. Știu că sunt și mai multe momente mai puțin frumoase. Adevărul că eu nu m-am înciocnit cu situații dificile în modeling.
Pentru mine, modelingul e ceva frumos, e o latură care te motivează să și arăți bine, să te comporți frumos, să știi în oricare situație să ești foarte elegant. Și cu toate astea, nu este ceva ușor. Este o muncă, într-adevăr, chiar cei care zic, na, cât ar fi să defilezi pe podium. Nu este ușor, dragilor, să reziști de dimineață până seara cu un make-up sau cu o coafură eventual, să prezinți potrivit o ținută și cu toate astea să zâmbești, să emani acea energie sau să aduci acel mesaj care și l-a pus designerul sau, mă rog, pe cine reprezinți. În ce proiect ești implicată la moment? În curând o să avem un seminar show care este făcut cu una din echipele mele preferate. Este vorba de doamna Victoria Schimbător. De data aceasta va fi un seminar show organizat de Queen România în România, în Botoșani, în scurt timp. Și așteptăm cu nerăbdare, ca de fiecare dată. Cum de obicei vă pregătiți de astfel de evenimente? Care este procesul până ajunge acolo? În dependență de conceptul show-ului. Cum am mai specificat anterior, am avut show-uri cu elemente de dansuri, cu elemente de balet. Întotdeauna, doamna Victoria, am impresia că caută tot ceva mai deosebit și fiind, cum am mai zis, provocări interesante pentru noi, ceea ce mă motivează, o susținem și noi cu drag. De această dată, pregătirea noastră, bine, în sine constă să ne organizăm cum ajungem acolo, este pregătirea părului prealabilă, a ținutelor, a probelor și deja depinde de maestria dumneei în ziua evenimentului. Și ce dans ați pregătit sau ce element surpriză ați pregătit sau nu divulgați? Bine, din câte am înțeles, cireșica de pe tort de această dată voi fi eu. Așa și mi-am dat seama, nici nu aveam dubii, de fapt. Știam că așa va fi. Ce pregătești acum? Se planifică acum 5 modele, eu o să fiu al 5-lea model în rochie de mireasă. Toate surprizele nu le divulgăm, o să le urmăriți cu drag în pozele care vor fi după eveniment. Deci ținem lumea un pic în suspans. Exact. Despre ceea ce vrei să faci tu pe viitor, care sunt planurile tale? La fel, poate în modeling sau în alte domenii, poate în sport, cine știe? Cu drag, întotdeauna mi-a plăcut și sportul și modelingul, însă rămân a fi un hobby, un hobby îndrăgit de mine, dar pentru viitor planific să mă aprofundez în studiile mele de bază, de fapt în medicină, în familie. Și cât timp o să am posibilitate, o să susțin proiectele interesante, proiectele cu scopuri frumoase. Vreau să ne spui care sunt, nu țelurile, să le zic așa, lucrurile de care ții mult, cel mai mult cont în viață, după care te ghidezi, pe ce ține, de exemplu, să fii bine organizată, de să fii sigură pe ceea ce faci, să fii responsabilă. Care sunt lucrurile de care tu întotdeauna ții cont și astfel reușești să ajungi acolo unde îți planifici să ajungi? Știu că mulți din, probabil, din cei care ne înconjoară sau sunt siguri sau cred că atunci când ești tu pe ei, reușești pe toate. Probabil ar fi și acesta un adevăr. Eu, cu părere de rău, nu am nici de cum această abilitate. Eu pun accent totuși pe o atitudine corectă în orice faci și pe o educație corespunzătoare. Atunci când colaborez cu o persoană educată, ți este mult mai plăcut să te deschizi, să porți o discuție. Până la urmă, oamenii se aleg, știi? Ce ține de dansuri, sport, pentru că și asta a făcut parte din viața ta, de fapt și faci acum, dar cândva erai mult mai implicat în acest așa domeniu. Este. Ce făceai? Dansuri de care genul? Făceam dansuri sportive, deci care implică latină și standard, când mulți le confundă cu alt gen. Cât timp ai practicat acest dans? Bine, eu am început din copilărie, am făcut o pauză, aș zice eu, de lungă durată, după care m-am reimplicat mai găsindu-mă un partener, pentru că dificultatea în mare parte este în partener.
Și am început pregătirile, am evoluat în anumite concursuri, ne-am implicat și în proiecte cumva interuniversitare, unde am creat o echipă în cadrul Universității de Medicină. A fost un concurs foarte, nu știu, fermecător pentru mine. În 2011, Dance Battle se numea concursul, noi eram Mad Dance ca o echipă în care și câștigasem. O experiență colosală, pentru că noi fiind adunați patru perechi diferite, cu stiluri diferite, trebuia să ne, nu știu, să ne facem un tot întreg până la urmă, să fim o echipă și să creăm trei compoziții diferite, cu diferite genuri, gen una sportiv, una modern și popular. Da, ne bucurăm că a reușit, a fost într-adevăr o echipă foarte bună, pozitivă, cu care ne-a fost ușor să muncim, dar și am muncit mult de tot. Ce înseamnă dansul pentru tine, dacă poți exprima într-un fel, pentru că știu că dacă este un lucru care îți place foarte mult și l-ai făcut, pentru că văd că în ochii tăi deja a apărut acest clipici când vorbești despre ceva ce îți place mult. Dansul este un fel de exprimare. Atunci când dansez, cuvintele sunt de presos. Fiecare mișcare vorbește de la sine și, dar și ritmul te motivează. Atunci când este un vals, vin elementele clasice, eleganța, care de fapt o regăsesc și în viața de zi cu zi. Când este vorba de tango, e vorba de un temperament, e vorba de o altă expresivitate, de o altă privire. Mie întotdeauna mi-a plăcut foarte mult și sper că prin simplele mele cuvinte o să pot să transmit un pic de dragoste și pentru voi, dragilor. Prin felul cum vorbești, cum stai așezată, atitudinea ta, toate acestea vorbesc despre felul că într-adevăr ai făcut ceva frumos, ai practicat și dansurile, pentru că oricum personalitatea omului se formează pe parcursul anilor, adică se vede că deja ai investit în tine, deja ești o personalitate formată și mă bucură foarte mult că ești astăzi alături de mine. Ai fost și într-o vacanță acum, recent, ceva timp în urmă, ai vizitat în scurt timp mai multe țări. Cum ai ajuns și dacă așa ne poți spune este. Câte ceva despre această vacanță? Nu ți-a scăpat niciun element, ai fost foarte activă. Deci, abia m-am reîntors dintr-o vacanță. Bine, pentru mine a fost o poveste, pe bune, pentru că am reușit să vizităm mai multe destinații. Așa cum ce țări ai văzut? Ce țări ați vizitat? Am văzut Italia, Spania, Franța, dintre care și insulițe. Eu adică pot să zic că Italia, Franța și Spania, deci trei țări unde pasiunea, romantismul și dragostea nu scapă deloc să intre în fiecare celulă noastră a corpului. Cum a fost? Așa ce este, știu că și tu ești pasionată de călătorii, cred că mă înțelegi mai bine cu oricine. Ce senzații? Eu nu știu dacă pot să redau senzațiile pe care le resimți atunci când te simți bine, când te simți fericită. E ceva care te face să fii fericită, să fii împlinită. Fiecare destinație avea în parte o istorie. Ce mi-a plăcut fenomenal de mult, să le văd comparativ. Pentru că în anumite locuri am evidențiat clădirile, am evidențiat natura. În altele, de ce nu, erau mai curate, altele erau mai puțin curate. Vrem sau nu, se remarcă. Te ascultam pe tine și deja mă luase așa un suspin. Deja mi s-a făcut și mie dor și simt și eu necesitatea de a evada, așa că mi-ai făcut și mie pofte aici. Ai venit de dimineață cu pofte, să-mi faci mie pofte. Care a fost țara care ți-a plăcut cel mai mult din toate trei? Nu pot să zic, bine, e vorba de o insuliță, e vorba de Palma de Mallorca, care m-a remarcat foarte mult. Și o altă insuliță, Malta, care mi s-a părut foarte interesantă, parcă totul era de piatră, zidurile alea. Din prima, când am ajuns, mi s-a părut ceva total diferit de ce văzusem. Avem așteptări un pic mai mari de la Roma, să fiu sinceră. Mi s-a părut un pic murdară. Cu toate că implică foarte multă istorie în tot ceea ce am văzut, foarte mulți turiști, îmi dau seama că lumea într-adevăr ajunge și vede locurile frumoase. Uite, Mihaița, vreau să ne spui
careva sfaturi acum, în câteva cuvinte, persoanelor, fetelor, tinere care doresc, sau băieților, care își doresc o carieră în modeling, pentru că faci tu parte din, din această lume și ai o experiență, să le spui câteva pași care trebuie să-i urmeze, adică așa, scurt, clar și cuprinzător, dar să fie clar. Eu știu că foarte mulți acum urmăresc tendințele modei. Eu personal v-aș recomanda să fiți voi înșivă, să fiți simpli, să fiți natural, pentru că naturalețea întotdeauna s-a apreciat. E ușor să te falsifici, dar este foarte dificil să rămâi simplu și să fii om până la urmă. Din alt punct de vedere, să munciți, să munciți asupra dumneavoastră, să munciți nu doar asupra siluetei, dar asupra personalității, pentru a putea ieși în evidență, pentru că fete frumoase avem multe, cu adevărat, însă să fii model e o muncă. Adevărat, Mihaela, noi îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi. Mihaela Sandu, alături de dumneavoastră, alături de mine a fost. Eu îți doresc o zi frumoasă și mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc, o zi frumoasă în continuare.